În această după amiază de vineri 23 octombrie 2015 a avut loc în orașul Măgurele conferința de presă privind finalizarea proiectului Procor, prin care au fost înființate 43 de locuri de muncă prin 8 structuri de economie socială în Măgurele, județul Ilfov, Comana și Iepurești, județul Giurgiu și Ciulnița, județul Ialomița, implementat de Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social, în parteneriat cu Societatea Comercială Health Safety and Security Consult SRL, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenție, dezvoltarea economiei sociale. În cadrul proiectului Procor, potrivit ghidului solicitantului, au fost înființate 8 structuri de economie socială. Potrivit legislației, 3 dintre ele sunt înregistrate ca societăți cooperative, O structură de economie socială este înregistrată ca ONG, respectiv Asociația STAI, la Slobozia, și 4 din ele sunt structuri de economie socială ca puncte de lucru ale GDCS-ului, Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social. Ca urmare a implementării proiectului Procor, la nivelul județului Giurgiu au fost create 4 structuri de economie socială. Aceste structuri de economie socială sunt destinate activității specifice economiei sociale, respectiv fabricarea de peleți și bricheți și 3D printing. La nivelul SES-urilor, așa se numesc ele conform ghidului solicitantului, au fost angajați aproximativ 12 persoane provenind din mediile vulnerabile. Prin crearea acestor structuri de economie socială, activitatea socioeconomică de la nivelul județului Giurgiu este în plină dezvoltare, tocmai prin susținerea unor activități care aduc profit la nivel local.